Bună seara, oameni dragi. Am avut un uh, sfârșit de săptămână plin cu tot felul de evenimente, congrese, proteste, uh, alegeri uh, în Franța. Avem, uh, avem foarte multe de discutat. O să încep cu cel mai trist eveniment, din punctul meu de vedere, uh, dacă pot să-l numesc congres, că arăta mai mult a priveghi. Priveghiul PNL s-a cântat uh, Prohodul pentru Ubicâțu. Uh, cât a avut șase luni, șase luni, Ia ajunge șase luni. Um, n-am putut să mă uit, vă spun cu toată dragostea, n-am putut să mă uit până la final, pentru că mi s-a rupt sufletul. Mi s-a rupt sufletul să-l văd pe iubicuțul amărât, izgonit. Plus că toată atmosfera nu mai era cu echipa câștigătoare, cu bă, muzică, cu dans. Vă ți aminte că astă vară m-am dus acolo. M-am dus la iubicuțul cu trei trandafiri. Pentru că eu am știut de atunci. Eu am știut de atunci că o să aibă nevoie de trei trandafiri când uh, va face guvernare cu PSD-ul. Uh, nu l-am găsit să-i să ofer. I-am păstrat, sincer, să fiu, i-am acasă, i-am pus la uscat. Cine știe uh, cum vor ajunge istoria acei trei trandafiri, pentru că, uite, acei trei trandafiri, practic, i-au venit de hac. Uh, pentru că, iubi Câțu, i-a uitat uita ce spune. Florin Câțu, impresii înainte de congres. Echipa câștigătoare a câștigat astă vară. Bună ziua! Votați echipa câștigătoare azi? Întreabă un reporter. Ce zice iubicățul? Echipa câștigătoare a candidat astăvară, răspunde fostul șef PNL. A candidat în septembrie, atunci echipa câștigătoare. V-aș întreba, care este sentimentul pe care îl aveți în momentul ăsta? Mm, să vedem ce se întâmplă în viitor. Asta este cel mai important, spune Florin Câțu. Ce au avut domnule cu dumneavoastră? Întreabă reporterul iubicățul. Păi știți foarte bine, lupta mea cu PSD-ul, pentru ce m-au votat, pentru asta se pare că nu a fost ok până la urmă, crede fostul liber, lider uh, liberal. Deci, trandafirii mei pe care eu i-am dus uh, cu spini, uite că i-au venit, venit de hack, se pare că tocmai faptul că nu agrea. PSD-ul, care sunt într-o coaliție, n-ai ce să faci, asta este, trebuie să te înțelegi. Uh, nu s-a putut adapta, iubicățu. Eu cred că, mai eu cred că e lumea rea și invidioasă. E, e lumea rea și invidioasă. Le-a fost frică că la cât ai crescut nivelul de trai al românilor, la ce boom economic am avut, le-a fost frică că tu, tu ajungi prezidențiabil, mă, băiatule, S-a dus toată aura de superman al lui Iubicățu. Și am stat să mă întreb ce s-a întâmplat totuși. Unde a dispărut pelerina? Și să știți că am găsit-o la Congresul PNL. Avem o poză care sintetizează esența a ce s-a întâmplat la acest congres. Doamna Roberta, dacă avem poza aceea de pe Ketua cu fusta... Deci uitați cum s-a prezentat, s prezentat lumea, s-au prezentat domșoarele la acest congres. Ia poftiți! Eu vă spun, da, spuneți oameni dragi, mă înșel eu, nu e pelerina lui Superman? Fusta asta? Oricum este. N-am ce să mai spun. Deci asta este Congresul PNL, uh, priveghiul PNL, cam așa arată și România, mai ruptă, mai uh, decupată, mai. Uh, cum, cu, cum să mai numesc? Spuneți dumneavoastră. Nu știu dacă ați a apucat să vedeți această poză, dar mi-a mie așa mi s-a părut. Ca să înțelegeți, să înțelegeți de ce n-am avut viață lungă cu iubicuțul, uitați pe unde își lasă pelerina, ai văzut, mă iubicuțul, eu am încercat să fac băiat de casă de, din tine, nu s-a putut și acum ai ajuns pe drumuri unde practic îți este și locul. Eu cred că băieții de la PNL au făcut special Congresul Duminica pentru a trece cumva în subsidiar. Acest eveniment la care nu a participat nici măcar uh, Claus Werner Iohannis, fiind alegerile din Franța. Și lumea a fost mai preocupată de alegerile din Franța decât de Congresul lor. După cum știți, în turul 2 s-a calificat uh, Emmanuel Macron, actualul președinte, și doamna Marie, Marine Le Pen, uh, cu o diferență de 4%. Bineînțeles că și acesta a fost un motiv de a se împărți țara în două. Când au fost alegeri în America, s-a împărțit țara, unii erau uh, bideniști sau cum să, să le spun, unii erau trampiști. Cu conflictul de la granițe, unii sunt cu Ucraina, alții sunt cu Rusia. Bineînțeles că nu puteam să nu ne divizăm și în această, în această situație și unii să fie acești macroniști și alții, alții să fie uh, lepeniști. Eu vă spun sincer că mie, 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 am discutat cu dumneavoastră astăzi pe Facebook vis-a-vis -vis de acest subiect. Și pe mine mă întristează foarte tare faptul că noi românii, care recunoaștem în unanimitate, de la al mai mic până la al mai mare, de la al mai de stânga până la al mai de dreapta, recunoaștem cu toții că suntem o colonie, dar totuși încă avem această, acest instinct, această aplecare de a ne face chip cioplit din acești mari lideri. Ca și cum, nu știu, se schimbă lucrurile la noi în țară. Dacă iese... Macron sau dacă iese Trump sau dacă iese cine și. Nu se schimbă oameni, dragi nimeni. A că, nimic. A că putem să apreciem un om politic vis-a-vis uh, -vis de acțiunile pe care le face în țara lui, pentru că asta este obligația lui, să facă Trump, să facă treabă pentru americani, Macron pentru francezi. Dacă face, asta hotărăște poporul, poporul care votează. Dar noi, noi ce să comentăm, ce să facem noi? Se schimbă lucrurile, într-adevăr. Se schimbă și v-am spus că trebuie să fim atenți. Pentru că odată, bă, atunci când au alegeri de o asemenea importanță, se schimbă sferele de influență și cumva suntem și noi impactați, dar suntem impactați tot în rău. Adică maxim unii ne bat și alții ne și fură. Asta este singura diferență. Altfel, notă, tot rău o să ne meargă. Atâta timp când noi, repet în continuare, ne facem chip din acești uh, indivizi, care ne privesc ca pe o vacă bună de mulți. Nu suntem văzută altfel de mari lideri și nici nu putem să fim supărați pe ei, pentru că ne privesc altfel. Că noi nu avem lideri care să negocieze, care să lupte pentru țara noastră, da, da, este o problemă și asta e gravă. Dar altfel, cine este în Franța, chiar nu mai contează. Și ca să rămânem așa în sfera de politico-francofonie, mare veste. Poate poate nu putea să dormiți noaptea, oameni dragi, gândindu-vă. Tu mi Hai că... ne-am lămurit cu câțu, ați văzut, a rămas fără pelerină, a folosit-o domșoara aia pe post de uh, fustă, de uh, a hăisit tot ce a făcut cu ea. Uh, dar uh, poate vă întrebați ce face de aceea încioruși? Care a rămas fără partid? Vă dați seama, așa, o somitate, o ne... mai ales că acum, cu alegerile din Franța, trebuie să avem pe cineva, nu să domnul Cioloș e cunoscut ca fiind relații bune cu domn președinte Macron. Ce, ce ne facem? Cum să pierdem așa o somitate care nu e așa a făcut atât de multe pentru țară? Și pentru a vă satisface eu curiozitatea, vă citesc de pe romaniatv.net Dacian Cioloș vrea să-și facă un nou partid și încearcă să convingă parlamentarii plus să-l urmeze. Reacția liderilor USR. Dacian Cioloș s-ar pregăti să formeze un nou partid după ce a demisionat de la președinția USR. Spun surse apropiate fostului premier. El a demisionat de la conducerea USR la puțin timp după ce a câștigat alegerile interne în detrimentul lui Dan Barna, motivul fiindcă Biroul Național nu a votat proiectul său de reformare a partidului. Potrivit unor surse din USR, na, na, na Cioloș se pregătește de formarea unei formațiuni politice noi și încearcă să convingă fuștii parlamentari plus să-l urmeze. Dar până acum, doar câțiva din cei 20 ar fi decis să-l urmeze. Ui vă dați seama? Oh, ce brigadă are! Are domnul Cioloș. De deci ce avea 20 de parlamentari și nici ea nu pleacă toți? Super, super! Rupe! Rupe la alegeri, domnul Cioloș! Conducerea USR ar fi aflat de planul lui Cioloș și ar fi, vrut, a, a fi avut discuții cu liderii din filiale proveniți din plus Uh, să nu-l urmeze. Domnul Cioloș, domnul Cioloș. Vreau și eu să vă dau o sugestie, domnul Cioloș. Uh, ați avut acest, această denumire de Parti Plus și ați văzut că nu, nu v-a ajutat cu nimic. Pentru că noi românii n-am fost mai pe plus cu nimic. Nici bani, nici stil de viață, nici trai, nici facturi, nici nimic n-a fost pe plus. Numele care vi se potrivește cel mai mult ar fi Minus. Că pe Minus ne-ați lăsat. Și în prima guvernare... Nu, mint, că aia a fost guvernarea zero. Deci aia a fost guvernarea zero, prima guvernare a domnului Ciolo și acum asta a doua, de doi ani cât a stat v-ați perindat pe la putere, ne-ați lăsat pe minus rău de tot. Respectiv vreo 16% ne-ați îndatorat în plus ne-ați îndatorat ca țară, având în vedere că ați luat țara cu 34,5 și ne-ați adus la 50, când ați plecat de la guvernare, era aproape 50. Deci ne-ați lăsat pe minus cu 16% din datorie uh, din produsul intern. Deci nu, nu e în regulă. Nu e în regulă. Așa că minus vi s-ar potrivi, mai ales că ei vor să ne lase pe minus și fără proprietăți. Vă aduceți aminte de uh, roata motrice a partidului, doamna Oana Bogdan, care voia să ne lase fără proprietăți, că o să fim noi mai fericiți. Nu știu cum se face, că indivizii ăștia care ne, ne sugerează nouă și ne spun nouă cum să trăim și cum ne-ar fi mai bine fără proprietăți, fără bani, fără nimic, trăim pe coclauri, dom'le, n-au dat, unul dintre ei n-a dat un exemplu. Să vină să zică uite, gata, am donat casa statului, poftim, stat român, ia casa și eu trăiesc ca nomad. Deci e foarte interesant. Tocmai ei au foarte multe proprietăți, mai n-are sens să mai povestim de cum și-a înzecit averea actualul președinte al USR, Plus, domnul Drulă, cu proprietăți, cu conturi, cu milionar. Deci, omul a devenit milionar în câteva luni în fruntea Ministerului. Voi a spus pe plus, într-adevăr, dar pe noi, ca țară, ca cetățenii, ne-a pe minus. Deci, asta ar fi un nume cinstit pentru partidul domnului, domnului Cioloș. Vis-a-vis -vis de domnul Băsescu, ca să nu putem. Trebuie să vorbim acum, până o să, nu o să mai fie de actualitate, de uh, situația domnului Băsescu și a doamnei Udrea. Trebuie puțin să trecem în revistă. Domnul Băsescu, aflăm de pe grupul de investigații politice. Domnule, nu mai primește indemnizație, deci dacă voi este milă și ați vrea să faceți o donație pentru domnul Băsescu, nu știu unde îl mai găsiți, dacă l-a dat afară din casă rea PPS-ul. Se găsește o soluție să strângeți bani pentru domnul Petrov. Deci nu mai primește indemnizație de fost președinte și nu mai are consilier plătit de stat. Vă dați seama? Uh, nu știu ce făcea cu consilierul ăla, adică nu știu care era rostul. Administrația prezidențială i-a retras lui Băsescu indemnizația lunară de 75% din cea pe care o primește președintele în funcție. De asemenea, a fost întrerupt contractul de muncă al consilierului lui Băsescu care era plătit de administrația prezidențială. Deciziile vin în urma sentinței definitive, după cum știți. În 28 martie 2020, grupul de investigații politice a solicitat administrației prezidențiale informații referitoare la demersurile făcute de instituție pentru ca Traian Băsescu să nu mai beneficieze de drepturile stabilite de lege pentru foștii șefi de stat. Nu știu cât îl afectează pe, poate doar așa ca orgoliu, ca mândrie, că să-l prângem pe pe domnul Băsescu că nu are bani de casă, că nu are bani de să-și plătească consilier, adică trebuie să fim puțin tembeli. Totuși, țara asta nu s-a falimentat așa din senin. Banii s-au dus undeva. În 10 ani de guvernare catastrofală și pezi tăiate și salarii, noi plângem de milă lui, lui domnul domn Băsescu. Doamna Udrea, a văzut, este încă prin Bulgaria. Iubitul Elenei Udrea îl îi face criminali pe judecătorii care au trimis-o la închisoare și invocă justiția divină. Aole. Nu mai pot cu această ipocrizie, vă spun, nu mai pot, nu mai pot cu acești oameni care, nu știu, ori ne iau de proști, ori suferă ei de amnezie, ori cred că suferim noi de amnezie. Dar noi aici, noi aici suntem la ne-am trezit. Noi suntem treziți, îmi pare rău pentru domnii care au impresia că noi nu avem vreun deficit de lecitină sau ceva. Uh, nu doar soțul doamnei Elena Udrea și Elena Udrea au impresia că noi suntem veniți ieri pe planeta Românica și am impresia că uităm cum au trimis ei oameni vinovați la pușcărie care n-au mai ieșit, au ieșit cu picioarele înainte de acolo și nu și-au mai găsit nici măcar dreptatea. Asta este justiția divină, este ceea ce pățește doamna, doamna Udrea. Fapt de care, repet, nu mă bucur. Aș prefera să mi-aș dori din tot sufletul să trăim într-o țară în care nu se întâmplă astfel de lucruri și de astfel de anomalii, mai ales în justiție. Da? Asta este. Tot din aceeași categorie a oamenilor care au impresia că chiar, nu, chiar, uităm toți și nu mai știm de capul nostru, este domnul Cristian Preda. Domnul Cristian Preda, pemepist, pedelist, udrist, băsist, ce-o fi fost dumnealui, care a fost, a fost secretar de stat, l-a pus domn Băsescu secretar de stat a avut două mandate de europarlamentar, adică nu de aici, de acolo. Vă dați seama, 25.000 de euro salariu de europarlamentar a trăit bine, a trăit pe picior mare, cu PDL-ul, cu Băsescu și cu Udrea, domnul Cristian Preda. Dar ce zice dumnealui acum? Acum când este clar că sunt luați în vizor domnul Traian Băsescu și doamna Udrea, acum tot se dezic. Nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Și el spune așa, complicii Elenei Udrea sunt azi pe cai mari. Băsescu o victimă. Aaaa. Să ne asumăm prostiile. A beneficiat de bani, putere, imunitate, iar prăbușirea a venit simultan cu a protectorului ei politic Traian Băsescu. Ascensiunea spectaculoasă a Elenei Udrea până în vârful piramidei a marcat un deceniu politic. În prezent e condamnată la șase ani de închisoare cu executare. Se află în Bulgaria. Nu v ar fi rușine, domnul, domnul, pred. domnul dacă vă e așa rușine și uh, vorbiți aici de abuzurile de putere, de imunitate, de bani, de beneficii, păi pe și dumneavoastră ați beneficiat, domnul, de bani. Ia dați, domnule, dacă vă pare atât de rău. De această colaborare, dați bani înapoi. Dați bani înapoi cât ați fost secretar de stat numit de Udrea și de Băsescu, cât ați fost europarlamentar în partidele mea lor, dați bani înapoi. Dați bani înapoi eu vreau să-i aduc aminte domnului Cristian Preda, poate a uitat și vreau să aduc aminte în primul rând populației. Pentru că aici la ne-am trezit, eu v-am spus, să aducem mereu trecutul pe tavă ca să nu, în încercarea de, a, de totuși de a nu repeta greșelile trecutului. Haideți să-l vedem pe domnul Preda în ce relație era dumnealui, că acum e foarte supărat pe Lena Udrea. Dar în ce relație era cu dumnealui? Cu Asta făcea domnul Preda, era peste tot, nu părea supărat, nu părea afectat, nu părea nicicum. Ca acum regretă, repet, regretele fără banii dați înapoi în visteria statului, n-au nicio valoare, domnul, domnul Preda. E fantastic tupeul și ipocrizia acestor oameni. Și cum se dezic ei așa, după ce 10 ani, un deceniu, că bine zice, un deceniu. A stat cot la cot cu ei, i-ați las văzut ce vesel era, cum se măscărea cu, pentru doamna Udrea, erau acești clovni de la palat, care sunt indispensabili într-adevăr, și acum gata. Au uitat, nu mai știu. V-am prezentat săptămâna trecută, un lucru foarte, pentru mine este foarte grav, adică totuși totul până la copii, până la copii. Și v-am arătat că în capitală, din cauza faptului că Nicu dar nu este în stare să administreze niște amărâte de parcuri, are impresia că dacă le-a luat bine mersi și parcurile și locurile de joacă pentru copii erau în perfectă stare de funcționare, ei n-au auzit de mentenanță, n-au auzit totuși că trebuie să existe o periodică, o verificare. Nu sunt nemuritoare și de nestricat aceste, aceste locuri de joacă. Bineînțeles că nu nu s a ocupat, au uitat. Au uitat domnul Nicu Șordan și au fost închise uh, zeci de locuri de joacă cu topogane ruginite cu ce știu eu, șuruburi ieșite în afară, adică efectiv un pericol pentru micuți. Nici nu vreau să mă gândesc ce se putea întâmpla dacă protecția consumatorului nu intervenea să, să închidă efectiv aceste locuri de joacă până la remediere. E! Nu doar Nicușor Dan este ocupat cu altele și efectiv pune în pericol copiii și doamna Clotilde. Doamna de a uitați, de pe 8 aprilie, știre, ANPC a închis temporar 30 de locuri de joacă. 30 de locuri de joacă din sectorul 1 condus de Clotilde Armă. Locurile de joacă din sectorul 1 verificate de către comisaria ANPC. 30 din 33 de spații verificate prezentau abateri. Deci erau în tot sectorul sunt 33 de locuri de joacă. Pardon, anpc a verificat 33 de locuri de joacă și din astea 33, 30 au trebuit să fie închise. Vă dați seama? Din 33, 30 închis. Existența unor echipamente de joacă nesigure, fără informații sau instrucțiuni legate de vârstă sau greutatea copilor, cărora le sunt destinate, de numărul de copii care pot avea acces simultan la un echipament, de modalități de folosire sau de blocare a sistemului de protecție, bucăți de tartan de pe paviment deteriorate, prezența unor echipamente interzise pentru utilizare, prezența unor cabluri electrice aflate la aproximativ 1,5 metri de sol, prinse de un stâlp din lemn din incinta unuia dintre spațiile de joacă, Existența unor copaci sau crengi uscate aplicate deasupra echipamentelor Prezența unor bănci din parc Cu vopseaua exfoliată Lipsa etichetării locurilor de joacă Prezența în apropierea grupului de ședere În zona de repaus a unor gropi Care uh, poate pune în pericol Integritatea copiilor Existența unui felinar electric defect Cu un fragment desprins Deci cam astea au fost neregule găsite în aceste parcuri Nu știu, care și doamna Clotilde? Are copii? Nu este preocupată, nu știu unde se joacă copiii dumnei. este clar că nu în parcuri, pentru că dacă s-ar fi jucat ca copiii cetățenilor români, ai muritorilor de rând, poate că ar fi fost aceste nereguli și ar fi fost preocupată. Dar cum să fie că doamna Clotilde este ocupată cu alte lucruri, a fost la protest, dar spune, spune că a ajuns acolo întâmplător, știți? Se plimba pe stradă și a ajuns la un protest, la protestul doamnei Emilia Șercan, despre care am vorbit ieri și uh, pentru că uh, atunci când am citit uh, faptul că am citit știrea uh, cu accent, a fost deliciul dumneavoastră și m-ați rugat să, uh, să fac un bis în emisiune uh, o să vă citesc pe uh, și pe înțelesul doamnei Clotild uh, o să vă citesc știrea despre acest eveniment de pe pagina doamnei Clotilde Armand, deci nu, n-am inventat, nu. Clotilde Armand, două puncte. Am ieșit la o plimbare pe Calea Victoriei și m-am întâlnit cu jurnalista Emilia Șercan în față la Ministerul Afacerilor Interne din Piața Le Revoluțion. Sunt mai mulți cetățeni care au venit în semn de solidaritate cu el. După ce a scris că teza de doctore a premierului este plagie, acesta a fost supusă la o întreagă campanie de intimidație și de hărțuire cu complicite de autorite române, cele care ar trebui să o apere. Încă mai sper să auzim în punct de vedere oficial al primului ministru, al ministrului de internet, al ministrului de justiție, sau al președintelui de Roumanie. Până acum, toți stac asurzitori, iar presa controlei de subvențiile partidelor aflate la guvernare nici măcar n-a relatat cazul doamnei Șercan. Tehnicile de comprome, demne de Rusia lui Puta, n-au ce căuta, dar la Romanii. Uh, deci asta a scris doamna Clotil uh, pe Facebook. Deci ea spune că se plimba era așa la o plimbare ca fetele uh, mai bine, se plimba prin parcuri ca să vadă în ce stare sunt și cum punem pericol copiii, copiii românilor copiii acestei țări uh, și nu doar românilor că suntem multe din Pacilișa uh, cum se plimba așa a dat nas în nas cu doamna Emilia Șercan care era tot așa întâmplător pe la un protest ca să vedeți cum, cum ne iau de proști cum ne iau de proști acești oameni plătiți din, din, banii noștri și cu ce se ocupă ei în loc să se ocupe cu treburile pentru care sunt, pentru care sunt plătiți. Și acum o să mă întrebați, poate cei care nu știți, și de Emilia Șercan și pentru ce se protesta, ce se întâmplă acolo. Doamna Emilia Șercan este o jurnalistă, jurnalist, specializată, domnule, pe plagiate. A făcut un raport conform căruia, domnule, are ieșit că domnul Ciucă a plagiat. Uh, acum nu știu, dar stați că ajungem și acolo. Deci, uh, uh, asta spune doamna Șercan că domnul Ciucă a plagiat. Și la scurt timp se plânge, dumnea ei, și a apărut în toată presa uh, vuiește, că au apărut niște poze XXX cu doamna Șercan. Și acum doamna Șercan îl bănuiește pe domnul Ciucă. Domnul s-ar fi răzbunat pe dumnea ei. Și pentru acest lucru, pentru libertatea presei, s-a făcut acest protest la care a ajuns și doamna Clotilde Arman pur întâmplător. Pur întâmplător. Acum că vorbim de, de libertatea presei și sunt și eu, doamna Roberta, sunt și eu presă liberă? Ești, zice doamna Roberta. Nu sunt și o presă liberă, doamna Clotilde, doamna Șercan, sunt și eu presă liberă. Și ca presă liberă am și eu dreptul totuși să-mi pun niște semne de întrebare. Nu, eu nu, doamne ferește, n acuz pe nimeni, nu. Aveți drept la replică aici, vă rog frumos. Chiar vreau să facem o anchetă serioasă. Cine a dat... a pus pe, poze, pe site uri pornografice pozele cu doamna Emilia Șercan. Păi da seama, eu chiar o înțeleg pe omologa mea de la Presoan, înțeleg ce înseamnă să te trezești cu poze, chiar, chiar, chiar și putea fi de folos. Măcar ca un, ca un sfat, așa de la femeie la femeie, de la femeie compromisă la femeie compromisă. Uh, deci, întrebare, ca presă liberă. De unde a avut domnul Ciucă, domnul premier Ciucă, de unde a avut pozele XXX cu doamna Domn Oameni buni, avem dreptul să ne punem această întrebare. Cum a ajuns, cum a ajuns aceste poze uh, în posesia domnului Ciucă, De a putut domnul Ciucă să facă răzbună? Asta unul la mână doi la mână. Că avem aici o altă întrebare. De unde știe doamna Șercan că domnul Ciucă s-a răzbunat pe dumnei? Pentru că doamna Șercan, de exemplu, a scris în 2016, în 2016 a scris și pe do despre doamna Laura Codruța Chiovi și că ar fi plagiat. În cursul verificărilor menționate am descoperit noi suspiciuni de plagiat. Astfel, paragrafe întregi, întregi de la pagine 21-24 ale tezei semnate de Laura Cursachevi și sunt reproduse, fără ghilimele, din volumul 1 al cursului Combaterea Crimei Organizate. Mă rog, ideea este că uh, suntem la șase ani distanță, deci când doamna Emilia Șercanu a acuzat pe doamna și de plagiat în 2016, de atunci au trecut șase ani de zile. Și nu s-a întâmplat nimic. Adică Oficial nu s-a demonstrat, nu avem nicio sursă oficială care să ne fi spus că doamna Kevin și a plagiat. Eu nu știu dacă a plagiat, nu mă interesează. Dar ideea este că doamna Emilia Șercam pare că începe niște investigații pe care ori nu le termină, ori sunt astea niște acțiuni de compromitere ale unor personaje. Că, și nu e singura doamna și are o listă lungă de persoane politice pe care le acuză de plagiat, dar cum, cumva toate aceste anchete au rămas așa, în eter. Deci cum facem, doamna, doamna, Emilia Șercan? Cine compromite pe cine, până la urmă? Dar de ce poate doamna și a dat pozele? Poate doamna și s-a răzbunat pe dumneavoastră? Și a așteptat un moment prielnic, un moment oportun. Cum au ajuns pozele? De ce a făcut? Dar nu mă interesează de ce a făcut doamna Șercan aceste poze. Nu știu, probabil că ar trebui să facă o investigație internă la dumneai în casă și în anturaj și în telefon, să vadă cui a trimis aceste poze și cum le-au ajuns aceste poze uh, pe internet. Că să facem acum niște investigații de astea de agent 007, nu știu, i-a spar domnul ciucă, i-a spar mail-ul, i-a spar telefonul. haide să, haide să fim serioși. Uh, da, și doamna, doamna Clotilde Arman, domnul a ieșit să apere libertatea presei. Ceea ce mi s-a părut, efectiv, maxim de amuzant, având în vedere că doamna Clotilde Armand uh, m-a citat pe mine în calitate de jurnalist, deși la acea oră nu aveam nicio calitate de niciun jurnalist, nici acum nu sunt jurnalist, dar răbite atunci, adică nu eram pe sticlă, nu eram la vreo televiziune, nu scriam la niciun ziar, eram o cetățeancă turmentată, în ghilimele de rigoare. Uh, și doamna, Kevin, doamna uh, Clotilde Armand m-a dat în judecată. Deci doamna asta care ea spune că apără libertatea presei până în măduva oaselor și iese la proteste pentru libertatea presei și pentru democrație, tocmai ea m-a dat pe mine în judecată. Pentru ce? Pentru niște afirmații pe care le-am făcut și pe care le-am probat, deși nu eram jurnalist și nu eram obligată să o fac, am probat fiecare afirmație cu cel puțin trei titluri cu cel puțin trei surse. Cum ar fi faptul că s-au încasat niște bani prin Egis de la Bechtel, o autostradă care nu s-a făcut niciodată. Asta este o minciună? Este o minciună că s-au încasat niște bani pentru autostrada Bechtel care nu s-a făcut? Nu știu, există autostrada și suntem toți nebuni în țara asta? Că eu nu înțeleg. Și dacă dați un simplu, o simplă căutare pe Google, o să vedeți. Afaceri, EVZ, afaceri cu bani publice al lui Culotil, dar sunt legate de autostrada Bechtel. Clotilda, dar m-am prinsă cu minciuna. Cu toate că a zis uh, -te așa să deschid, cu toate că a zis că s-a angajat la Aegis în septembrie 2013, actele o contrazic. Presa, deci v-am dat de două. Fosta companie a lui Clotil, dar uh, a Clotilei de Bechtel, abonată la banii publici. Deci sunt surse din ziar. Acum, o altă întrebare. A mea de cetățean, în primul rând. De ce doamna Clotilde Arman nu a dat în judecată aceste publicații? Acestea sunt știri vechi de 4-5 ani. Dacă doamna Clotilde avea dreptate și noi mințim toți și suntem nebuni și nu vedem autostrăzi închipuite, păi înseamnă că trebuia să aibă câștig de cauză, nu? Să dea aceste publicații în judecată, publicațiile erau obligate să dea dezmințire și să le dea jos de pe platforme. Noi ce vin avem? Că citim presa? Deci nu doar că doamna, doamna Clotilde este împotriva libertății presei, este și împotriva libertății de exprimare a cetățeanului. Deci noi nu avem voie să ne exprimăm, nu avem voie să exprimăm ce citim în presa liberă. Deci este fantastic. O altă acuzație spune că am spus eu despre dumneavoastră că este agent străin. În primul rând că nu am afirmat așa ceva, am pus cu semnul întrebării, că n-am eu de unde să știu. Eu am citit presa. Mă, mă scuzați pe mine, mă scuzați pe mine, doamna Clotilde Armand, că citesc presă. Gazeta de Cluj, Scheleții din Dulap spun că uh, Clotilde Armand este agent agent secret. De cine a dat doamna Clotilde Armand? Poate așa este, cum zice dumneai ei. Doamna Clotilde, poate așa este, cum spuneți dumneavoastră. Dar de cine a stat în judecată? De cine a stat în judecată pe ăștia? Și atunci eu îmi retrag cuvintele. A. Cumva, pentru că eu sunt martor în procesul doamnei Clotilde Arman, în procesul al cărui dosar se plimbă, nu știm când, unde o să ajungă și dacă o să se mai întâmple ceva. Păi abia asta este hărțuire, doamna Clotilde Arman. Abia asta este hărțuire. Când dumneavoastră mă chemați, m-a chemat pe la DNA. Deci doamna, doamna Clotilde Arman s-a dus la DNA. Vă dați seama? În ce... Bă, de gringoladă se afla Dumnezeu dacă dumneaii s-a dus să îndepună plângere la DNA. Și-au trimis-o de la DNA la poliție. Doamnă, ce, ce să facem cu ea? Că nu are funcție publică. Ce, ce corupție! E corupt? Sunt coruptă pentru că citesc presa? M-a hărțuit cu 11.000 de plângeri la poliție. Toate au luat clasare. Adică, doamna Clotilde a făcut plângeri de reacredință. A ajuns până în instanțe. Să mă hărțuiască cu instanțele, să mă intimideze, pentru că sunt parte din martor în procesul care, vis-a-vis -vis de procesul fraudării votului democratic de la sectorul 1, și dumnea ei are tupeu să iasă în stradă cu doamna Emilia Șercar să ne spună că se luptă ele, Ioanele Darcele, cu nijalăii care spar conturi și. Postează poze porno. Eu Repet, asta în timp ce ea este plătită că are, de a, are dreptate, că a spus, Dumnezeu a spus că nu este plătită, că n-a fost plătită de Aegis. Că n-a lucrat, n-a avut nicio treabă. Păi, Dumnezeu este plătită degeaba, așa cum la primărie. Este plătită degeaba. Pentru că Dumnezeu, în loc să se ocupe de chestiuni administrative, să asigure măcar minimul de, de siguranță pentru copii în parcuri, dumneavoastră ei îți pentru libertatea presei, dar pe de altă parte pune pumnul în gură. Și nu doar mie. Haideți să vedeți ce a pățit presa liberă, colega mea de la Alpost TV, colega mea jurnalistă de la Alpost TV, să vedeți ce a pățit la acest protest. Doamna Roberta? Doamna primar, bună ziua, ne permiteți deci o nu, întrebare? Nu, 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 deci chede că nu vorbește. nu are legătură, a venit, a venit pentru altceva. doamna primar. Doamna primar, ne spuneți și nouă dacă au fost fraudate sau nu alegerile. a venit fix, a venit pentru altceva, nu a venit pentru asta. Vă cred. Doamna primar. Ei, suntem aici cu un Doamna primar. Domnișoară, liniște, vă rugăm. Doamna primar. Vedeți-vă de subiectul de interes. Deci subiectul tău e acolo, crede-mă, nu are nicio legătură da, cu... primar, ne ziceți mai și mai nouă, vă rog frumos, dacă știți ceva de dosarul alegerilor de la sectorul 1, a fost, n-a fost fraudat? Ei, hey, crede-mă, subiectul tău este acolo. Nu are este nicio legătură. Primar, este, doamna primar, este doamna primar, dar aici e ai cu altceva. Și a să o om... pe Emilia Șercan, da? De deci, cu deci spuneți ce i se întâmplă Emilia Șercan. De deci nu. Cu dumneavoastră, dar trebuie să o întrebăm dacă au fost rezolvate problemele nu, în sectorul întrebați, 1. Îi, întrebați pe domnul Bode despre Emilia Șercan. Și, doamna primar, de ce fugiți de noi? Două secunde, o singură întrebare am la dumneavoastră. Veni venit doamna primar la eveniment și nu putem să o întrebăm dacă s-au rezolvat problemele cu gunoiul, de exemplu, din sunt Sunt rezolvate problemele. Duceți-vă prin sector. Sunt rezolvate? Da, sunt rezolvate. Doamna primar, eu acum. și dosarul acelor presupuse fraudări de la sectorul 1? întrebați pe procuror. A... Dacă dumneavoastră nu se pare normal acest comportament, deci doamna nu că, doar că ar vrea să mimează această luptă pentru libertatea presei, dar ei o hărțuiește, îi pune pumnul în gură, refuză să vorbească, refuză să vorbească, deci dumneai este un fel de arafat cu fustă. Este acest stat în stat. Pe dumneai să nu deranjeze, deranjeze nimeni, nici cu întrebări, nici cu cum să o întreb pe dumneai de, de, frauda de la sect Cum să o întrebi ce face cu banii de la primărie? Cum să o întrebi de ce pune copiii în pericol și nu are grijă ca aceste locuri de, de joacă să fie menținute și să fie îngrijite? Cum să-ți permiți așa ceva? Și ați văzut. Pune, își pune aghiotanții pe reporteri și același aghiotant Ionel Stoica, despre care vreau să vorbim acum, care a agresat-o pe Roxana Ciucă ne-a agresat și pe mine și pe Coruța Cerva când am fost la un protest la primărie într-o zi se împlinise un an de la fraudare se împlinise un an de la fraudarea live televizată în direct și ne-am dus și noi cu o colivă, așa, în numele democrației care a murit odată cu sacii cărați și răscărați pe acolo. Haideți să vedem același Ionel Stoica ce ne-a făcut acolo. nu vă, legi vă legitimați! voleți da' nu fiți datele. Break... To right. insan... locuri... Mafia nu Mafia nu Avem un alt parcurs, o etapă de legislație pentru. Haideți. Haideți să Întâmplător dădusem peste doamna Clotil care își prezenta bilanțul. Un bilanț doar despre ce va face. Este clar că nu face nimic din moment ce nu a fost în stare să aibă grijă de niște locuri de joacă pentru copii. Ce să ne mai, ce să ne mai mire. Dar să vedem cine este acest Ionel Stoica. Ionel Stoica, Badigardu, doamnei Clotil, care agresează femei. Citim de pe știri pe surse, o știre de anul trecut din luna a șasea. Pleacă ai lor, vin ai noștri, concursuri cu dedicație la primăria sectorului 1 pentru oameni, oamenii disciplinați ai primarului. USR Plus a câștigat credibilitatea și voturi mizând pe o retorică populistă de succes. Fără penal, transparență, meritocrație, acestea au fost valorile promovate de partidele de oameni noi. Însă, odată prinși în mrejele puterii, toate acestea s-au dovedit a fi piedici în calea ascensiunii unor oameni care așteptau cu min să se conecteze la banul public. Odată cu vremurile, se schimbă și metodele. Dacă la partidele tradiționale, precum PNL sau PSD, lipitorii de afiș erau premiați cu funcții mari, la USR Plus primesc poziții cei mai activi soldați în social media. Propovătuitorii disciplinației punctajelor de partid sau mesajelor diferiților lideri lider de grupări în funcție de nevoie. Este și cazul lui Ionel Stuica, plătit, repet, din banii cetățenilor din sectorul 1 fost jurnalist de mare angajament pentru care Clotil Arman, primarul sectorului 1, a organizat nu unul, ci mai multe concursuri în instituția pe care o păstorește. Pe 21 ianuarie 2021, conform unor, unui anunț publicat pe pagina primăriei sectorului 1, se deschide un concurs pentru postul de șef serviciu, imagine și cultură. Se înscrie o singură persoană, Ionel Stoica, dar, pentru că nu era absolvent de jurnalism și comunicare, așa cum era cerut, nu trece proba dosarului. Deci, vă dați seama, ăștia habar nu aveau unde îl cheamă pe Ionel Stoica. Doamna Clotiu, nu știați că îl chemați pentru post care presupunea calitatea de jurnalist? Deci, l-a chemat la un jurnal, pe un post pentru cultură și imagine, un fel de uh, purtător de cuvânt, l-a chemat singurul candidat, păși nici, nici, așa n-a putut să se califice, că n-avea jurnalism. Vă dați seama, vă dați seama. A doua zi, pe 22 februarie, ca să nu mai fie supărat că nu a citit bine cerințele, este angajat la cabinetul primarului. Iar pe 10 martie, presa de specialitate anunță noua misiune a lui Ionel Stoica, să conducă serviciul de presă al instituției. Însuși primarul Clotilde Armand anunță practic câștigătorul unui concurs care nu a avut sese loc încă. Meritocrația USR+. Jobul din cabinetul primarului nu este suficient, așa că pe 18 martie se scoate din nou poziția la concurs, fiind eliminat criteriul de absolvent de comunicare jurnalist. Oameni vă dați seama ce alba neagra, ce talmeș, balmeș este acolo în primărie. Cum schimbă doamna Clotil condițiile de angajare doar, doar, cât, cât s-a dat peste cap pentru, pentru acest Ionel Stoica, doar doar să-l bage la primărie? Da, ascultați aici. Absolut surprinzător, se înscrie din nou Ionel Stoica. Ar fi fost și păcat. Pentru, pentru el s-a făcut tot deranjuri. Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate pe 13a4, -a, respectiv 14a4. -a. Dosarul lui Ionel Stoica este validat că scoseseră condițiile de a avea facultate de comunicare sau jurnalism. Din păcate însă, uh, se pot aranja condițiile, dar nu și abilitățile candidatului. Ionel Stoica pică la proba scrisă, oameni dragi, oameni dragi, chiar și după contestații. Vă puteți imagina cât de slab a fost rezultatul său la proba scrisă dacă nu s-a putut face nimic? Uh, deci, asta, deci, pe scurt, câte eforturi s-au depus. I-a schimbat condițiile, au băgat, au scos la concurs iarăși, a creat o poziție nouă, doar, doar să facă și Ionela nostru ceva, să-l băgăm undeva, să se califice undeva. Mă, și când era singur pe poziția pica la proba scrisă, proba scrisă, în ce dracu nu știe să vorbească, să scrie în română, vă dați seama. Vă dați seama pentru cine s-a dat Clotilde am peste cap să-l bage la primărie, din bani publici, plătit din bani pl publici, ca să facă ce? Să agreseze femei, să agreseze jurnalistele. Uh, cu mine a mers atât de departe încât s-a dus și la poliție. În afară de faptul că are foarte multe postări la adresa mea, în condiții în care este angajat al primăriei și nu știu cât este de uh, etic și de legal, să aibă tot felul de poziții politice pe pagina dumnealui de Facebook uh, Clotind Armand practic îl plătește ca persoanele care nu sunt de acord cu uh, faptele dumnea ei să fie atacate prin acest Ionel Stoica atât pe Facebook, în online cât, l văzut, și pe stradă uh, și pe stradă și domnul Ionel Stoica am o postare de pe Facebookul ul dumnealui ca să vedeți să vedeți ce vorbește și cum, cum, pune problema și cum postează de mine, de codruța. Deci el cu asta se ocupă. Pentru asta este... Pentru asta îl plătește domnul Clotilde Armand. Ba mai mult, după toate angajările astea, la puțin timp, Situație halucinantă la sectorul 1. Omul lui Clotil Darman, cercetat disciplinar de comisia din care face parte. Situație alucinantă la primăria sectorului 1, condusă de Clotil Darman, Omul de încredere al primarului USR Plus este cercetat disciplinar de o comisie din care face parte chiar el în calitate de membru supleat. Deci el se... El greșește, el se verifică, el centrează el de cu cap. Practic este... și mai ceva ca primarul, efectiv, acest Iurel Stoica pentru care s-au făcut atâtea... Atâtea mișmașuri doar, doar să-l să, să conecteze și pe el la banul public. Altfel, în mediul privat, vă dați seama ce să facă în mediul privat un individ care pică un examen simplu la proba scrisă de română. Vă dați seama? Unde să se angajezi? Unde să se angajeze? Uh, stați așa să caut. Ionel Stoica. <laughs> Ultimul subiect. Ionel Stoica, Oana... Lovil, stați așa. Deci, Ionel Stoica s-a dus la, la miliție, la poliție să-mi depună plângere pentru că l-am jignit sau ceva pe Facebook. Și mă trezesc cu toată presa voind Oana Lovin amendată de poliție pentru că l-a jignit pe Facebook pe purtătorul de cuvânt al primăriei sectorului 1. Ca să, dacă voia să faceți un titlu corect, trebuia să spuneți Oana Lovin, amendată de poliție, pentru că l-a jignit pe Facebook pe purtătorul de cuvânt care nu știe limba română. Purtătorul de cuvânt care nu știe limba română, care a picat textul scris la limba română al primăriei sectorului 1. Sunt foarte multe titluri de ziar. Toate, toate ziarele de propagandă au preluat. V-am dat aici de pe ziare.com. Practic, nu doar că sunt hărțuită de angajații doamnei Clotilde Armand, dar sunt hărțuită și mincinos. Pentru că eu am fost, într-adevăr, chemată la secție, dar nu am fost amendată, am primit avertizment. Ceea ce e puțin diferit. Dar atâta s-a putut. Pentru doamna Clotilde, această apărătoare a presei libere, a uh, democrației, ce să mai transparenței, care de fapt ea hărțuiește jurnaliștii, hărțuiește martorii din procesele cu ea, își pune angajații să hărțuiască persoanele care își permit să o critique, să le hărțuiască fizic. Doamna Clotild, în toate puteți să faceți orice, orice să faceți pentru noi, pentru români, pentru judecător, pentru români, pentru toți cetățenii acestei țări, veți rămâne în memoria noastră colectivă fix așa. Doamna, doamna Roberta, poza cu poza din secția de votare, secția de, electorală, din birou electoral. Cu doamna Clotild. Stați așa. Stați așa să o găsească doamna Roberta, că e păcat să nu să nu terminăm, să nu încheiem așa. Asta e, domnule, asta e, asta -i imaginea uh, dumnea, dumneai. dumnei. Doamna Clotilde, asta sunteți pentru noi, pentru o țară întreagă, o persoană care a depus eforturi ca secția de investigare a magistraților, care vă investiga să fie închisă un om fără vină, fără pată, un om transparent și corect, ar fi lăsat, care se știe fără vină, ar fi lăsat ca acest Uh, acest mister al sacilor și rucsacurilor să fie lucidat. Nu să băgați mizeria sub preș cum faceți cu parcurile pentru copii. Asta sunteți. V-am pupat, oameni dragi, ne vedem mâine.